Sentințele care prevăd pedepsa cu închisoarea pot lua prizonierilor posibilitatea la o a doua șansă. Matthew Charles a fost unul dintre ei. O întorsătură cruntă din viața sa evidențiază absurditatea condamnărilor minime. Așa cum ne va spune Amber Strong, o nouă reformă a sistemului judiciar îi dă lui și altora posibilitatea la un final fericit. Do you believe in miracles? Credeți în miracole, dar în o a doua șansă. Matthew Charles cu siguranță crede. În mai puțin de o lună, el a ajuns dintr-o celulă de închisoare la discursul despre starea națiunii. Acel drum spre Washington include și antecedente criminale. Totul a început în Tennessee. În 1995 am fost arestată de un șerif fiindcă am vândut cocaina. El a fost găsit vinovat și a fost condamnat la 25 de ani de închisoare. Însă, înainte să ajungă la închisoare, s-a întâmplat ceva. În 1996 l-am acceptat pe Hristos drept Domnul și Mântuitorul meu. Am început să citesc și am început să asimilez ce am citit. Am început să plâng ca un copil. Ultima dată când am plâns eram bebeluș. Am avut o viață grea care mi-a întărit inima. Faptul că s-a împăcat cu Domnul nu l-a grasiat, astfel el a ajuns la închisoare. În următorii 21 de ani, Charles a devenit referent, mentor și a avut o purtare disciplinată. Apoi a primit o veste bună. Dumnezeu a lucrat în mod miraculos. În 2016, un judecător din Statele Unite, Kevin Sharp, mi-a redus sentința. Astfel, el s-a dus acasă. Charles s-a bucurat de libertate, a mâncat la restaurantul său preferat, a găsit o biserică și a început să lucreze ca voluntar într-un oficiu și s-a bucurat de viața unui om liber. Însă libertatea nu a durat mult. Peste 2 ani, Charles a ajuns înapoi în spatele gratilor, nu fiindcă ar fi greșit cu ceva, ci deoarece, potrivit tribunalului, s-a făcut o greșeală, iar el nu ar fi trebuit să fie liberat. Pentru mine a fost o binecuvântare de la Dumnezeu faptul că am fost eliberat pentru doi ani până și judecătoarea a regretat că l-a trimis înapoi în închisoare. I-a spus lui Charles că nu a avut de ales, fiindcă nu putea interveni. Între timp, la peste 1000 de kilometri de părtare, în Washington, se discuta pe tema aceasta. Pot schimba viața oamenilor. Aceasta este datoria noastră. Trimitem mai mulți oameni la închisoare decât orice altă țară din lume. Acest fapt pătează democrația în țara noastră. A început mișcarea The First Step Act și Charles a fost primul care a beneficiat în urma acestei mișcări. Charles spune că a avut loc un miracol. Președintele Trump, împreună cu democrați și republicani aici la Capitoliu, au dus la capăt ceva de neimaginat. Reforma justiției penale. Matthew, este o luare să vă cunosc. Bună, sunt Matthew Charles, mă bucur să vă cunosc. Astfel, domnul Charles a mers la Washington pentru a le mulțumi acelor oameni cărora le e dator pentru eliberarea sa. Am primit un mesaj de la Casa Albă și am citit știrea. Iată-mă aici. Da, domnule, vă mulțumesc. Pentru astfel de momente merită să practic această meserie, pentru nimic altceva. A mers la multe întâlniri pentru a-și arăta recunoștința, printre care și la întâlnirea Starea Națiunii. Matthew, mulțumesc. Bine ai venit acasă. Charles s-a întors în Nashville, la oficiu, după ce a trecut prin mai multe răsturnări de situație, din prizonier la om liber, înapoi în închisoare de unde s-a întors din nou acasă. Ești un om liber. Pentru totdeauna. <laughs> ce vei face acum? O iau încet și aștept să văd ce oportunități voi avea. Știu că Dumnezeu mi-a pus pe inimă să ajut oamenii. Vreau să fac asta în continuare. Acesta este planul său, să-și spună povestea, să-i ajute pe cei lăsați în urmă și să proclame miracolul celei de-a doua șanse. Alpha, Omega.